Acestea sunt câteva momente dintr-o zi din viața mea. Mi-am prins părul cu acea eșarfă și motivul pentru care mi-am prins părul a fost să nu îmi cadă în ochi atunci când mă spăl pe dinți și pe față, însă mi-a plăcut cum mi-a stat, așa că am ținut acea bentiță mai mult pe cap. M-am spălat pe dinți și pe față, mi-am luat mustața pentru că era cazul și, sincer, mă amuz când mă uit la aceste secvențe cu mine, pentru că, da, acolo eram eu țipând așa puțin, nu chiar, dar, da, expresia mea e foarte amuzantă. Și apoi mi-am aplicat niște cremă, mi-am pus cremă și pe toată fața și îmi place să îmi fac așa un mini masaj la față când mi-aplic cremă. Am mers jos și am servit micul dejun. Pentru micul dejun mi-am pregătit niște bagels, covrigi, nu știu cum să le spun. I-am tăiat pe jumătate și i-am băgat la toaster. Peste am pus brânză topită și uncă presată și cașcaval și au fost delicioși. De fapt, l-am mâncat pe acesta și încă unul, cealaltă jumătate, dar pe cealaltă jumătate am avut doar cașcaval și brânză topită și mi-a plăcut mai mult jumătatea doar cu cașcaval și brânză topită, nu știu, pur și simplu e mai pe gustul meu. Apoi mi-am făcut o cafea. În cafea am adăugat lapte de cocos, este ce am avut în frigider, dar de obicei îmi place laptele de cocos sau laptele de migdale. Mi se pare că, nu știu, are un gust super bun și îndulcește așa cafeaua. Mie oricum îmi place cafeaua mai dulce. Îmi place să savurez cafeaua de obicei în grădină, mai ales când vremea este destul de ok, așa că în ziua respectivă am savurat cafeaua afară. După care am mers în living și ne-am uitat pe Netflix, nu mai rețin la ce serial ne-am uitat. Iar după am zis să facem ceva rapid de mâncare, am făcut orez cu morcov, mazăre, ciuperci și separat la steamer am pus niște broccoli pe care l-am înăbușit cu usturoi. Peste orez am pus cașcaval, red cheddar, ador cașcavalul red cheddar, l-am mâncat cu broccoli înăbușit cu usturoi și cu bagels, în ziua respectivă am avut obsesie cu bagels, apoi am filmat niște TikTok-uri și am mers să îmi fac o baie relaxantă. Cred că știți deja că iubesc băile relaxante, iubesc să aprind lumânărele, săruri de baie și tot felul de chestii. Și de acolo am o lumânărică pentru Crăciun, pentru că Andreea deja este în spiritul sărbătorilor. Acestea au fost unele din activitățile pe care le-am făcut în ziua respectivă. A fost o zi destul de relaxată, dar pot spune că m-am relaxat și mai mult prin acea baie minunată.